ziua doamnelor și domnilor, sunt Nicoleta Pânzaru, iar invitatul de astăzi al emisiunii Nord News Live este prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Doamna Gavrilița, bună ziua! Bună ziua! Doamna premier, după câteva vizite în teritoriu, dar și ședințe ale executivului organizate în orașele din nordul Republicii Moldova, ați ajuns și în raionul Fălești și urmează să mergeți la fel și în raionul Glodeni. La Fălești, raionul de baștină al președintei Republicii Moldova, ați avut o întâlnire cu primarii, dar am observat că aceștia au avut mai multe întrebări. Care au fost doleanțele lor? Da, vă salut din Fălești, mă bucur foarte mult să fiu aici. Am avut întâi o întâlnire la gimnaziul din Izvoare cu cadrele didactice, cu autoritățile publice locale din localitate, și am venit cu o donație de cărți după o campanie care s-a derulat la guvern și le mulțumesc tuturor care au contribuit. Copiii s-au bucurat foarte mult să vadă aceste donații de cărți. Am venit și cu o donație de Tehnologii informaționale pentru, din partea Ministerului Educației. Și, evident, că la fiecare dintre aceste întrevederi discutăm despre problemele reale cu care se confruntă oamenii și pe care vor să le soluționăm. Uneori este de competența Guvernului Central, uneori este de competența Guvernului Local, dar trebuie toți să lucrăm într-o echipă împreună pentru ca să luăm decizii bune pentru oameni. Aici am discutat despre uh, ultimele decizii ale guvernului care afectează administrația publică locală și aici uh, este vorba uh, și de anumite lucruri pe care le-au solicitat primarii, cum ar fi uh, eliminarea plafanelor pentru taxele locale sau uh, uh, transferarea deci transferurile pentru drumuri să fie efectuate în calitate de transferuri cu destinație generală și să poată fi folosită nu doar pentru drumuri, dar am discutat și de probleme cu care se confruntă localitățile. Am reanimat la sfârșitul anului trecut Comisia Paritară pentru Descentralizare și Autonomie Locală, care n-a funcționat șase ani de zile și Acolo am început deja să discutăm, cea mai mare problemă este cum autoritățile publice locale pot acoperi din venituri proprii creșterile salariale. Noi toți ne dăm seama că salariile trebuie să crească, noi toți ne dăm seama că trebuie să venim cu compensarea acestor creșteri a prețurilor care am văzut-o în ultimul an, an și jumătate dar în același timp localitățile mici nu întotdeauna au resursele necesare, mai ales în situația când ne confruntăm și cu o descreștere economică. Noi discutăm, vedem care sunt problemele, dacă o localitate nu își poate acoperi veniturile salariale, atunci discută cu Ministerul Finanțelor pentru ca să găsească soluții. În același timp am vorbit despre satul european și cum ar putea fi implementat mai bine, despre problemele în implementarea proiectelor de drumuri, apă și canalizare, dezvoltarea localităților, pieți, gestionarea piețelor. Deci sunt o serie de subiecte la nivel local pe care noi le abordăm cu în discuții cu autoritățile publice locale. Despre asta am vrut să vă întreb și în continuare, doamna prim-ministru. Am înțeles că primarii se plâng că nu le ajung în toate localitățile lemne, aprovizionare cu lemne. Este adevărat acest lucru, iar programul de ajutor inițiat de guvern este încă în proces de derulare. În privința aprovizionării cu lemne, scopul guvernului a fost să ne asigurăm că există o ofertă suficientă de lemne, pentru că dacă ne uităm în datele statistice, vedem că datele oficiale ne spun o anumită cantitate de lemne utilizate, dar când ne uităm la sondajele gospodăriilor casnice și ne uităm la ceea ce raportează cetățenii, vedem că se cheltuie de trei ori mai mult lemn decât statistica oficială. Și pentru această iarnă ne-am preocupat ca să existe suficient ofertă pentru lemne. De aceea am avut deci, tăierile accelerate din primul trimestru anului 23 și ne-am ne -am asigurat că nu cresc prețurile la ocolurile silvice. În privința transportului nu s-a schimbat nimic de anul trecut, dar înțeleg că există o anumită creștere speculativă a prețurilor, și în acest domeniu, și încercăm să analizăm fenomenul, pentru că nu este la fel în toate localitățile. Sunt raioane unde există mai multă masă lemnoasă și acolo oamenii sunt asigurați cu lemne, sunt raioane unde sunt mai puține păduri. Am început un proces unde să fie transferate aceste lemne spre localitățile care nu au suficient în același timp, am discutat și cu autoritățile din România și cu Organizația Națiunilor Unite pentru suportul refugiaților și am găsit o soluție unde Organizația Națiunilor Unite pentru refugiați va prelua o anumită cantitate de lemnie care a adusă din România, va acoperi și transportul și va distribui în raioanele unde se atestă un deficit de lemnie, inclusiv, vor fi distribuite lemne după criteriile acestei organizații. Vă înțeleg corect că toți cetățenii vor beneficia de lemne din toate localitățile din Republica. Vom depune toate eforturile ca să acoperim necesarul de lemn. Vrem să discutăm de asemenea și despre reforma administrativă, un subiect despre care ați discutat astăzi atât în izvoare cât și la ședința pe care ați avut-o cu reprezentanții apeliurilor. Antele oră dumneavoastră ați mai declarat că guvernul se află în discuții publice cu partenerii externi referitor la implementarea de succes a reformei Administrative. Ne putem aștepta că în anul 2023 această reformă să fie implementată. Noi am elaborat strategia reformei administrației publice, este vorba despre reforma atât la nivel central, cât și la nivel local. Și chiar astăzi are loc o primă consultare cu Grupul de lucru care include reprezentanți din autoritățile publice locale, din societatea civilă, referitor la această strategie. Componenta locală o discutăm de mai mult timp, inclusiv în această comisie paritară la care am făcut referință, și scopul nostru principal este să ne asigurăm că avem localități suficient de capabile să atragă și să implementeze. Proiecte din fonduri europene. Aceasta a fost o problemă în practic toate țările care au trecut prin acest proces de integrare europeană. Știm discuțiile din spațiul public din România, de exemplu, despre capacitățile limitate de absorpție a anumitor fonduri europene. Trebuie să ne pregătim pentru aceasta. În același timp, trebuie să ne mișcăm printr-un consens social și de aceea. Noi venim cu conceptul de amalgamare voluntară. Deci, localitățile pot decide să se amalgameze în localități mai mari, pentru că localitățile mai mari au și venituri mai multe, și pot atrage specialiști mai buni, și pot lucra împreună pentru un număr mai mare de beneficiari. Și vom acorda anumite stimulente, inclusiv stimulente salariale, inclusiv. Proiecte pentru reconstrucția drumurilor, alte proiecte de infrastructură pentru a stimula creșterea administrativă a localităților. Pe de altă parte vom veni și cu regândire a unor competențe între raioane, localități și guvernul central. Atunci când avem programe naționale unde majoritatea Finanțărilor vin din bugetul central, poate ar fi cazul să acționăm prin servicii desconcentrate și anumite competențe să le dăm la nivelul 1. Pentru că vedem deseori anumite abuzuri, să-i spunem așa cum este, la nivelul 2. Chiar ieri au fost. La toate știrile naționale a fost dat exemplu concursului de la Soroca pentru angajarea șefului direcției educație, și am văzut că toată lumea a contestat uh, acest uh, concurs. El a fost făcut în mod fraudulos. Or, uh, reprezentantul Guvernului în teritoriu, uh, deci Oficiul Teritorial Soroca, uh, a contestat deja această decizie, dar noi nu trebuie să permitem astfel de uh, abuzuri pe viitor. Totuși, doamna premieră, până la sfârșitul 2023 ne putem aștepta la implementarea acestei reforme și, de fapt, ce ar însemna asta? O lichidare a Consiliilor Raionale sau altceva? Încă o dată spun că este vorba despre, la o primă etapă, amalgamarea voluntară. Aceasta nu se va face într-un an. Noi vom acorda acest stimul, dar localitățile trebuie să decidă. E bine să se întâmple înainte de alegeri locale ca să existe această coordonare, dar e, e decizia la nivel local. De asta și este o amalgamare voluntară. Ea nu este impusă de guvernul central. Iar regândirea competențelor poate dura. De exemplu, în cazul spitalelor am văzut că este o decizie mai rapidă, pentru că este un număr limitat de instituții, avem planuri de investiții în aceste instituții avem deci, un mecanism care este mai ușor de preluat. În același timp, pentru un sistem mai complex, cum ar fi sistemul educației, unde sunt multe instituții, unde sunt subiecte complicate de finanțare acestor instituții, acest proces s-ar putea să dureze mai mult. Deci, una este actele normative care să fie adoptate, dar alta este și implementarea uh, pe etape la nivel local. Ne dăm seama că acest proces este unul continuu care va dura mai mult, mai mult timp. Am înțeles, vrem să discutăm și despre criza energetică, pentru că dumneavoastră ați menționat anterior că misiunea principală a Guvernului a fost să ajute cetățenii Republicii Moldova să treacă peste această iarnă grea, dificilă. În acest context, Republica Moldova a utilizat cei 250 de milioane de, de, milioane de euro pentru a ajuta cetățenii direct în facturi să depășească crea, această criză energetică. Dar acești bani au fost oferiți de la BERT. De unde Chișinăul va lua bani pentru a se aproviziona cu gaze? Deci vorbim despre mai multe sume de bani. Este vorba, în primul rând, dacă este vorbim despre împrumutul de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, este vorba despre 300 de milioane care au fost acordate pentru procurarea de stocuri. Și noi am început procurarea de stocuri încă în toamna anului trecut. Am procurat mai mult în ultimele două, trei săptămâni pentru că au scăzut prețurile pe plan internațional și am epuizat acest împrumut. Evident că acestea sunt stocuri care sunt folosite și după asta se creează un fond rulant care poate fi reutilizat pentru procurarea de stocuri, de exemplu, pentru anul viitor. În același timp, avem și fondurile pentru compensații, pentru ajutor la contor, programul Guvernului de Compensații și aici avem un buget total de 5 miliarde de lei. A fost o perioadă mai caldă care ne-a ajutat să economisim din aceste resurse și de aceea acum venim și cu un. Program adițional pentru agenții economici, pentru compensarea creșterii prețurilor pentru agenții economici, într-un mod similar cum am venit și iarna trecută. Tot la subiectul privind energie aș dori să rămânem. Bruxellesul ne-a lăudat de câteva ori că am fi înregistrat progrese semnificative în implementarea normelor în domeniul energetic din țara noastră. Până la urmă, ne interesează mesajul autorităților centrale. Rămâne același, adică continuăm să economisim energie electrică sau, odată cu semnarea noului contract cu MGRES, moldovenii pot să stea cu lumina aprinsă în casă. Eu cred că noi trebuie să eficientizăm consumul nostru de energie, indiferent de. Contractele care sunt semnate sau preț, pentru că asta în primul rând este bine pentru planeta noastră. Da? Noi trebuie să trecem treptat la un consum mai responsabil, mai modest, din surse regenerabile. Sunt tehnologii care ne permit, de exemplu, să izolăm mai bine clădirile. Să folosim mai judicios energia. Și eu cred că aceasta este bine și pentru competitivitatea produselor noastre, și pentru moderarea creșterii prețurilor, și pentru dezvoltarea pe termen lung într-un mediu înconjurător sănătos. De aceea, noi vom continua să punem accent pe proiecte de eficiență energetică. Avem și programe de încurajare a sectorului privat să investească în eficiența energetică, în resurse regenerabile. Avem. Și proiecte semnificative care vor începe în anul 2023 pentru termoizolarea instituțiilor publice, în primul rând a spitalelor, dar și a unor școli. Deci, a unor clădiri mari care sunt făcute încă în secolul trecut și nu sunt foarte eficiente din punct de vedere a utilizării energiei. Și, în același timp, vom continua diversificarea accesului, investiții în infrastructură potrivită și creșterea fonderii resurselor regenerabile. Mai ales că în ultimul timp, tot mai mulți moldoveni, mai ales cei care încearcă să-și inițieze o afacere, încearcă să treacă la resurse regenerabile, dar până când în țara noastră acest domeniu nu este atât de mult dezvoltat și încă întâmpină o serie de impedimente. Dar dacă e să discutăm despre domeniul compensațiilor, mulți moldoveni au primit factura la gazele naturale pentru luna decembrie, dacă ați putea să ne spuneți care este cifra în factura luna decembrie pe care ați primit-o dumneavoastră și dacă ați primit compensații sau dacă ați aplicat la compensații. După cum cunoaște bine toată lumea, eu trăiesc în aceeași gospodărie cu părinții mei, este factura lor de aceea aș prefera să nu spun care este suma, dar vreau să vă spun că am luat decizia împreună să renunțăm la compensații. A fost o decizie asumată împreună. În continuare, vrem să discutăm și despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În următoarele zile, UE urmează să vină cu un raport de evaluare cât de eficient a decurs aproximarea legislației Republicii Moldova la cea europeană. La ce rezultate vă așteptați dumneavoastră? Da, este cea de-a doua evaluare pe partea a doua a chestionarului. Dacă vă amintiți, am făcut o evaluare foarte amplă unde ne aflăm cu realizarea și condițiilor politice, dar și condițiilor, să spun eu, mai tehnice, da, care țin de aproximarea legislației. Și este vorba despre efortul care s-a făcut în ultimii 10 ani. Și este situația pe care o aveam în iunie anul trecut. Totuși, suntem cumva. Avem o cale încă lungă de parcurs până la aproximarea tuturor legilor la achiu comunitar și discutăm despre modul în care putem accelera acest proces. Am avut. Săptămâna aceasta, ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană sub conducerea președintei Maia Sandu, unde am discutat și despre accelerarea deciziilor pe cele nouă condiții ale Comisiei Europene. Aici este vorba despre acțiuni în domeniul justiției, în domeniul combaterii corupției, asigurării securității cibernetice, reforma administrației publice este și ea printre condițiile pentru sporirea capacităților administrative ale Republicii Moldova. Dar în același timp în ultimul plan de acțiune a guvernului introducem și prioritățile pentru aproximarea legislației, deci ajustarea la directivele europene. Nu este un proces unde doar bifăm, da? pentru că uneori este vorba de anumite investiții, anumite costuri, inclusiv pentru uh, sectorul privat, pentru cetățeni și de aceea trebuie să prioritizăm clar uh, aderarea și, uh, sau ajustarea la aceste regulamente și să negociem și niște perioade de tranziție pentru uh, cetățenii și agenții noștri economici. Dar vom venim cu, cu Planul Național de Dezvoltare pe trei ani și cu Planul de Acțiuni a Guvernului. Ambele documente subordonate strategiei naționale de dezvoltare și uh, săptămâna viitoare începem un amplu proces de consultări publice pe fiecare minister în parte, uh, pe Planul de Acțiuni a Guvernului, unde vor fi incluse aceste uh, domenii prioritare de acțiune. De aceea îndemn toată lumea să participe uh, la aceste consultări. Deci poate oricine participa. Sigur, vor, vom veni la începutul săptămânii viitoare cu un orar de consultări pe fiecare minister, pentru că uh, anul trecut, când, sau uh, la începutul mandatului, când am uh, elaborat primul plan de acțiune a Guvernului, uh, am, am văzut un interes foarte mare a societății civile, dar și rugămintea ca să uh, nu se suprapună anumite discuții publice. Deci, noi am uh, preluat sugestiile, anterioare și vom organiza un proces de consultare Structurat în următoarele două-trei săptămâni. Dar în acel raport, cel puțin asta spun sursele internautilor de pe rețelele de socializare, de asta și am vrut să vă întreb pe dumneavoastră de la prima sursă cât de adevărat este acest lucru. Se stipulează faptul că Republica Moldova ar fi cu mult în urma Ucrainei la capitolul aproximării legislației Republicii Moldova la cea europeană. Cât de adevărat este acest lucru? Da, avem și noi uh, surse și informații care Indică. O, deci o situație mai unde suntem în spatele și a Georgiei și a Ucrainei, anume cu ajustarea legislației la achiul comunitar. Trebuie să vă spun că da, Georgia și Ucraina au început acest proces. Și au da, și au avut guvernări care foarte clar au spus că integrarea europeană este o prioritate și au mers pe ajustarea acestei legislații. Acum noi avem de recuperat și eu sunt convinsă că cu eforturile noastre de prioritizare a acestei. Acestor acțiuni vom, vom reuși. Doamna premier, de asemenea, s-au mai discutat că urmează crearea unui nou Minister al Energiei, inclusiv și dumneavoastră ați oferit o declarație în acest sens. La ce etapă de discuții sunteți referitor la acest subiect și, de fapt, cât de necesar este crearea acestui Minister al Energiei? Într-adevăr, am avut discuții pe intern, împreună, în echipă despre faptul că am avea nevoie de un minister al energiei, având în vedere cât de complexe sunt subiectele legate de energie și câte reforme trebuie să facem, care trebuie să se facă nu doar într-un an sau doi, dar care sunt reforme care pot fi îndeplinite doar pe termen lung, în 5-10 sau chiar 10 de ani, pentru că Strategia de reformă asupra căreia lucrează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este până în anul 2050. Și acest proces este condus chiar de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, chiar de domnul Spânu. Am început într-o primă etapă prin suplinirea posturilor. Vă dați seama că noi cu atâtea probleme aveam în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale doar o direcție cu șapte oameni care se ocupau de toate subiectele. Acum am suplinit numărul, vor fi 17 persoane, și se face o analiză funcțională, deci ce fel de minister am avea nevoie, ce competențe ar trebui să fie, cum trebuie să fie organizat, și lucrăm cu experți în administrația publică, cu, inclusiv cu experți internaționali, ca să vedem cum ar trebui să fie organizat un minister ca să putem lua cele mai bune. Decizii pentru oameni și să asigurăm tranziția energetică a țării cât mai rapid. Dar până la urmă asta se referă doar la nivel de discuții, pentru că ați menționat că discutați cu partenerii externi la discuții organizatorice, cum se organizează, uh -huh. cum se creează. Asta înseamnă că ne putem aștepta la formarea unui minister. Da, despre aceasta am vorbit și eu și a vorbit și domnul Spân. Am înțeles. Urmează noi remanieri la guvern după plecarea domnului Spătar și cine a luat locul doamnei Anastasia Taburceanu? Ne pare rău, în primul rând, atunci când avem persoane competente care au demonstrat și capacității de dedicație. conducere, și dedicație, și profesionalism am discutat cu domnul Spătaru după cum știți el a plecat și doamna Taburceanu din motive personale pentru că familiile lor sunt în alte țări familia domnului Spătaru este la București totuși vom continua să colaborăm cu el prin instrumentul consultanței noi ținem legătură cu toți eu vreau să vă spun că toți miniștrii care au fost în guvern au fost oameni profesioniști, competenții. Putem să discutăm dacă pe un anumit segment îngust sau nu s-au mișcat suficient de repede sau nu, dar au fost oameni de valoare cu o integritate deosebită, mai ales dacă comparăm ceea ce am văzut în Moldova în ultimii ani. În același timp. Ați văzut, avem un ministru nou, Alexei Buzu, care este un specialist bine recunoscut în domeniul social. A condus mult timp o organizație neguvernamentală care s-a concentrat pe diverse reforme în domeniul protecției sociale. Cunoaște multe persoane din minister cu care a lucrat din societatea civilă. Deci, și atragem oameni noi în echipă. Sunt sigură că va însemna un suflu nou, o energie nouă și vom putea continua livra pentru beneficiul cetățenilor. Pentru poziție de purtător de cuvânt, încă suntem în căutare și o să facem anunțul imediat cum va fi candidatura. Deja așa, da. luată decizia exact. și ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi, doamna premier, care sunt prioritățile Guvernului pentru anul 2023? De fapt, la ce să se aștepte cetățenii? Va fi un an mai complicat decât a fost anul 2022. Eu le doresc tuturor un an 2023 care să fie mai bun și mai blând cu noi. Noi am văzut în 2022 foarte multe crize suprapuse și multă incertitudine, și oamenii uh, simt o anumită oboseală. Iată când vorbesc cu, cu oamenii, cu autoritățile la diverse nivele, uh, se simte o oboseală de presiunea aceasta care există. Mai ales după declanșarea războiului din Ucraina. Și cred că ceea ce este complicat este că, în continuare, nu știm cum se va finaliza acest război. În continuare, nu avem acces la piețele de Est, nu avem acces la portul de la Odessa, care era principalul hub logistic și pentru importuri și pentru exporturi. În continuare, avem. Necesitatea de a diversifica la piețe care poate sunt mai complicate de accesat sau mai scumpe, chiar dacă am văzut că antreprenorii noștri sunt foarte abili și am văzut o creștere a exportului spre țările Uniunii Europene. În același timp, noi trebuie să facem totul posibil ca să continuăm să fim rezilienți, uniți. Solidari, optimiști și nu doar să gestionăm crizele, iată, așa cum am gestionat în anul 2022, când am devenit cunoscuți în întreaga lume, nu guvernul, dar țara, ca și societate, unde am gestionat toți împreună o criză a refugiaților supra capacităților estimate. Și am gestionat și crize logistice, am devenit chiar participanți la hub european de securitate, am venit cu ajutor pentru aceste linii de solidaritate pentru exportul de bunuri și servicii. Deci, am reorientat, ne-am reorientat pe noi piețe. Noi trebuie să ne concentrăm în continuare pe creșterea economică, pe menținerea locurilor și creșterea locurilor de muncă. Anume de aceea anul acesta am venit și cu o politică fiscală Stimulantă, deci avem zero impozitul pe profitul nedistribuit pentru întreprinderile mici și mijlocii, avem depreciere accelerată pentru întreprinderile male atunci când fac investiții, avem programe de compensații pentru șomajul tehnic sau reducerea parțială a orilor de muncă, pentru ca să nu se pierdă locurile de muncă, avem programele organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv pentru investiții, fondul nou Facem, care oferă resurse mai ieftine și pe termen mai lung pentru ca companiile să poată investi. Deci trebuie să lucrăm împreună ca să ne asigurăm că agenții economici continuă să creadă în Moldova, continuă să investească, continuăm să atragem investitori străini, să atragem producere în Republica Moldova pentru ca să avem locuri de muncă și să Putem nu doar supraviețui acestei crize, dar să ieșim mai puternici din această criză. În același timp, vom continua cu programele de creștere a veniturilor și compensații pentru cei care sunt mai vulnerabili. Vom continua cu programele de infrastructură. Am văzut accelerare în reparația și construcția drumurilor. Continuăm să avem, am, din cauză că am folosit bine resursele, am reușit să mobilizăm resurse adiționale. Avem circa 500 de milioane de euro pentru uh, proiecte în drumuri, inclusiv uh, aici, la Nord, uh, Sorocare, în Deci vom continua uh, cu uh, infrastructura la nivel local, cu programul Satul European, cu noi apeluri uh, de participare. Și, evident, vom face totul posibil pentru ca oamenii noștri să aibă încredere în guvern și în țară. Doamna Premier, noi vă dorim succes în tot ceea ce faceți și sperăm să ne revedem în scurt timp în studioul Nord News. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! La revedere, La revedere. și La revedere. cât mai productivă să aveți în continuare! Stimați urmăritori ai portalului de știri nordnews.md, vă mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată. Reamintesc că invitatul... De astăzi, a emisiunii Nord News Live a fost prim-ministrul Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița. Ne revedem în scurt timp în studioul Nord News Live. La revedere!